Bună! În clipul de astăzi vreau să vă prezint o comandă de la Gate Shop. Aceasta este funguța. Eu am desfăcut funguța, m-am uitat la hăinuțe, pentru că este vorba de câteva hăinuțe. Punga văd că a venit ceva murdară, dar asta nu are niciun pic de importanță. Important este că am toate hăinuțele. O să scot pe rând hăinuțele din punguță pentru a vi le arăta și voi începe cu acest cardigan lung pentru mami. El arată așa, să știți că este foarte, foarte frumos, îmi place foarte mult. Este mai mult de primăvară ceva pentru că se vede prin el, deci cred că merge foarte, foarte bine. În mărimea L, numai că nu focalizează. Aceasta e mărimea L și aici. Mie mi-a plăcut foarte mult și vine foarte bine, dar o să-l probez și eu așa să vedeți cam cum mi-ar sta mie L-ul. Următorul produs pentru mine, aceste malețele, ploverașe, ceva de genul ăsta, cu această decorațiune în mărimea 38. Sunt elastice, dar mi se pare mai mult un SM. Ar fi undeva, cred că L-ul undeva la M, dacă vreți. Mie îmi plac așa cum sunt, să știți că sunt și ușor transparente. Mai am una pe alb, imediat vă arăt. Dar aceasta este foarte transparentă și nu știu sigur dacă își meritau neapărat cât am dat eu pe ele, 20 de lei, cu reducerea am avut la 18 lei, o, tot 38 este mărimea, dar aceasta este foarte, foarte transparentă. Oricum, pentru primăvară este perfectă, tot în mărimea 38. Am achiziționat și o pereche de blugi, jeans, cum vreți voi să-i spuneți, pe site scria blugi. Ei sunt așa, îmi plac foarte mult și sunt elastici, chiar sunt foarte elastici, în mărimea 38. Nu sunt cu blăniță, asta mă bucur cel mai mult, că îi pot purta oricând. Sunt destul de lunguți, sunt destul de elastice, vin foarte bine. Aveam câteva emoții referitoare la ei, pentru că o fată pe site spuneau că sunt blăniți aici, doar că nu sunt. Și pentru ei am avut cea mai mare emoție, sincer să vă spun, că dacă nu-mi veneau, mă durea sufletul. Iar ultimul produs este un hanorac lung, mare. Și el arată așa, este negru, nu știu de ce se vede griul acesta pe cameră, dar el este un negru destul de intens, în mărimea M, dar să vă spun sincer, mergea în mărimea L. El este așa, foarte pufos, foarte căluros, o să vă arăt imediat și mărimea, o să vedeți când îl pun pe mine, la ce m-am referit și de ce îmi doream, cred că mai mult să fie un L. La mâneci este ok, doar că la încheietură aici, o fiind o lecuțică mai lată, mergea un L. Dar nu mă deranjează lucrul acesta, după cum observ, este și foarte elastic, deci se va lălăi între timp. Probez hăinuțele, vi le arăt cum se așează pe mine și revin. Am revenit ca să vă arăt cum îmi stau hăinuțele. Aceștia sunt pantalonașii. Ei arată așa, așa arată și la spate. Sunt foarte, foarte frumoși și foarte elastici. Chiar îmi plac foarte, foarte mult. Iar aceasta este bluzița roz. Aceasta nu este chiar atât de transparentă pe cât cealaltă albă. Se așează destul, destul de bine. Bluzița albă, care v-am spus că este foarte transparentă. Nu mă așteptam să fie chiar atât de transparentă. Deci uitați-vă, se cunoaște sutienul, se cunoaște tot. Dar nu este nicio problemă pentru că pe vară, pe primăvară, merge destul de ok. Așa arată și hanoracul pufos.
Deci, văd că are și glugă. Chiar îmi place foarte mult cum se așează și cum stă. Nu știu cum să dau mai aproape să vedeți. O să-l închei și o să vă explic la ce m-am referit. Așa arată și încheiat, doar că aici, vedeți? La asta m-am referit. E destul de strâmt, iar eu mă așteptam să stea un picuț larg. Oricum, el este destul de frumos. Dar un picuț mai larg aici, văd că se lălăiește la cât l-am probat. Oricum, de mers, pot să merg cu el. Da. Deci se poate. O să probez și cardiganul acela negru. Acesta este cardiganul. Deci arată destul de bine și în mărimea asta pentru mine. Doar că eu cred că ar fi ok dacă mi-aș lua un S sau un M. Oricum este destul de frumos. Chiar îmi place destul de mult. Poate pentru primăvară mi-l voi achiziționa și eu în mărimea mea. Acesta a fost clipul de astăzi. Aceasta a fost comanda mea pe Gay Show. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat clipului meu și până data viitoare să ne auzim cu bine. Pa, pa!